zile poți supraviețui pe o insulă plină de pericole. Asta vom experimenta astăzi alături de Darcel 2012 pe o insulă plină de animale sălbatice mega periculoase. Înainte de a vedea totul, scrieți în comentarii câte zile credeți că am rezistat. Bun, și acum hai să intrăm în pâine direct. Să reproduci vocea animalelor, bă, băiatule, bă, tu nu vezi, bă, că ce să reproduci, mă, omule, că tu nu știi să vorbești bine tu ca om, dar să le da ca un animal să faci sunetul animalului. Bă, ce ai cu tăgâna? Bă, Rafale, hai! Acum o să fac ca un șopolan! Viți, 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 Doamne, fiți arcop! Doamne, dar să-l catfish, bă, animal! Nu să-l dai tu catfish la oameni! Bună tuturor la un episod, eu sunt Rafael, că și m-am găsit la un episod! A, da? Așa faci, dar... Deci așa... Bine, dar să-l... Bine, mersi, ok, am înțeles. Am înțeles, jalnic, scrieți acolo în comentarii la fiecare, nu mai zic nimic, pa. Hai să mergem la cea mai grea insulă. De fapt, o să fie greu și pentru mine, nu doar pentru Darcel. Doamne, urați-i noroc că trebuie să supraviețuim aici. Hai să luăm, băieți, hai să luăm, băieți, sunt Darcel 2014. Bă, Darcel, fii atent, acum trebuie să supraviețuim aici. Suntem în prima zi, Darcel, vedem câte jei în noapte și oare poate să duce... Ia bagă-te la somn, Darcel, fii atent, bagă-te la somn, că s-ar putea să facă zi și să fie bine. Darcel, lasă-l să... Bă, dar ia arăți-i tu astea, frate. Bă, trebuie să facem cât mai multe zile, Darcel, că este obiectivul, doar frate, odată. Darcel... Ah, ok, vin, stai. Hai, omule, că aici o să avem mare dificultăți, pentru că sunt foarte multe animale din jur împrejur. Din jur împrejur, dar vedem că momentan nu e nimeni. Bă, s-a băgat las... Bă, mi-e furat ăsta, hai că mă pun în partea asta, deci trebuie să avem mare grijă. Gata, a trecut prima zi, în sfârșit, prima zi cu Brio, am trecut-o cu absolut cel mai mare succes. Păi, Darcel, Neața, bă! Prost, mamă, ce mă, ți-ai făcut și mâncare, dă și mie mâncare, Darcel, că am și nevoie de mâncare. Ia, păvărul, ia! Da, mulțumesc, Darcel, îți mulțumesc foarte mult. Deci, aici, Darcel, trebuie să avem mare grijă, trebuie să supraviețuim aici, Darcel. Și scopul nostru, că pe lângă faptul că trebuie să supraviețuim și astea, trebuie să construim foarte multe chestii, Darcel, vrea să ne facem... Bă, Darcel, ai dacă nu-ți... Bă, doar mănâncă, nu se împrietenește cu tine, Darcel, că nu se împrietenește nimeni cu tine. Bine, nici cu mine nu s-a împrietenit data trecută, nu se împrietenește cu nimeni, dar mă rog, bă, ia ce aici? Opa, asta e în spate, ok, n-avem voie să ne mergem în spate. În primul rând, Darcel, trebuie să ne facem... Eu vreau să merg în spate, ce e în spate? Bă, Darcel, trebuie... Eu vreau să merg în spate! Ce e în spate, Darcel? Fii atent, eu vreau să ne facem o bază super tare. Baza pe care vreau să ne o facem, Darcel, o facem aici sau o facem în alt loc? Alt loc! Ok, ce... Bă, ce... Darcel, ce... Darcel, vino repede! Darcel! Ia foc! Darcel, vino repede! Ce? Stai cu mine! Darcel, vino repede! Ce e asta? Ai, pantera! No, Darcel, am flashback-ul de la pantera! Nu, dar lasă! Nu, să nu te facă! Să nu te facă prost! Te arunc la ea dacă te vede! Lasă-mă! Hai, vino repede! Hai, să mergi! Ce faci? Ua, omule, te-ai luat la bătaie cu ea! Că te ajută, că am dat... Bă, nu, Darcel, am căzut fix la ea, nu, ok, hai că e bine, hai că nu se întâmplă nimic, bun. Bă, Darcel, trebuie să avem mare grijă, mă, băiatule, omule, odată, și nu înțelegi că trebuie să avem mare grijă la toate obstacolele astea. Poftim, mi-ai zis băiat? Huh? Da, ce ești, mă, fată? Bine, Darcel, atunci pot să spun fată, fetiță, hai, fetiță, după mine. Doamne, bă, dar ești prost rodot, mă, dar să le-ai, mă, că nu e timp de glumit aici, trebuie să vedem câte zile putem supraviețui. Ce, doamne, iertă, mă, s-aude? E un zomb alău, micu. Păi, dar eu mi-am bătaiete la zombi, dar să le-am să-mi ia de la alții. Eu mi-am bătaiete și, incredibil, în loc să ne luăm de la animalele astea, noi ne luăm de la zombi. Bă, ce-asta? Ce, ia. Ah, da, stai, uite, nu știi data trecută, nu știi, că tu ce știi, Darcel, că tu erai vai de capul tău, fii atent, Darcel, bă, în primul rând am întrebat... Aaaa, porcminos! Bă, e porc mistreț, Și tot, Darcel, mă punești pe șeful la Minecraft? Ok, deci vezi că mai e un porc mai încolo, Darcel, trebuie să avem mare grijă, în primul rând, unde ne facem casă, Darcel, trebuie să ne facem casă în alt loc, nu ne facem aici, vreau să ne facem noi o bază, ceva frumoasă, dar înainte de toate, hai să facem și noi, am nevoie de un crafting table și aici trebuie să fac. Asta, Darcel, hai, bă, vezi că am făcut crafting, Pino!
Iar faci mă crafting cu mine odată, deci e real așa ceva, mă, omule, ce te faci cu mine? Bine, omule, vorbește cum trebuie și nu mai bate joc, hai să vedem. Deci punem aici, dar să le facem un dăsta. Hai să mai facem și un turnocop. Și acum, dar să le vine după mine, fii atent, nu aici, nu aici, vine după. A, uite că avem crafting, avem astea pe aici, cobblestone. Păi să da, dar să le iați-le, ia ce trebuie acolo, pentru că vreau să ne facem foarte bine acum. Hai că iau eu cobblestone. Yeah. Cât cobblestone avem aici, dar să nu mai faci așa. Bă, dar să da. Eu sunt venit. Dar să tu. Eu cu mama mea. Dar să. Bă, dar să le deja mi-am pierdut ideea, mă, omule. Deci chiar mă îmi enervez. Bă, dar să le în primul noi aici. Ce faci pe aici, mă? Da, de ce ai pus să stai bine? Hai, lasă, punem aici. Hai că avem nevoie de astea, dar să le trebuie să ne facem aici. De fapt, stai puțin, da, nu mai zic. Era să zic o prostie, dar acum mi-am dat seama de ce am făcut chestiile astea. Perfect, facem aici și o sabie să fie acolo, că na? Și... eu am trident! Bravo, dar să le cu tridentul tău, fii atent. În momentul de față, noi trebuie să avem mare, mare grijă, dar să le, pentru că s-ar putea să ne... hai pe casa noastră! Riscăm de foarte multe probleme. Nu ne facem casa aici, dar să le trebuie să ne facem o casă frumoasă și trebuie să explorăm zona. În primul rând, hai, mai ia niște cobblestone, că poate avem nevoie. Ia tu cobblestone, iau dirt pe care să-l folosim așa, gen, dacă ne aleargă ceva să... sau dacă ne aleargă cineva, dar să nu trebuie să purcăm și noi deasupra, să facem ceva. Ah, ba da, te iubesc. Doamne, dar să deja ești nesimțit, bă, dar să eu nu știu cum supraviețuiesc cu tine pe insula asta, dar să deci mi se pare absolut rău. Iar întrebarea pentru voi este, voi ați putea să supraviețuiți cu dar să de fapt nu asta e întrebarea, că până la urmă sunt sigur că n-ați putea supraviețui și nu v-ați dori niciunul. Dar întrebarea este, ce membru al familiei voastre ați luat cu voi dacă ar fi să trebuia să supraviețuiți pe o insulă din aceasta, practic, v-ați luat? Fratele, sora, mama sau tatăl, ce v-ați luat? Sau bunica, ce fac, nu știu, o persoană pe care ați luat-o, scrieți acolo în comentarii ce ați alege voi, cu cine știți voi că ar fi bine să faceți aici, bă, dar să le, tu nu vezi că, doamne, deci eu nu mai pot să mai zic absolut nimic, dar să le, în momentul în care eu vorbesc și trebuie să spun ceva important, dar să le, tu vorbești peste mine, dar în momentul în care tu trebuie să vorbești, tu nu vrei să vorbești. Nu, mă, dar să le, nu e important interacțiunea cu oamenii, nu? Doamne, bă, dar rog. Dar să l-ai uitat, nu te lua la bătaie cu gorila, că știi că te-a bătut data trecută. Uite, mai bine ne lua. Ah, what? Ce tare e ăsta? Ia să iau cap. Avem nevoie de data. Dar să-l ajută-mă. Fii atent că sunt doi. Nu, pai, pantera. Nu, cu pantera și cu gorilele să nu ne punem, dar să le. Cu pantera și cu gorilele trebuie să avem mare grijă. Cu ăsta, cu ăsta. O să-l distrugi. Da, Big Mac, dar să le. Fii atent, hai să mergem. Parcare, Big Mac, parcare. Ok, trebuie să am mare grijă. Dar să... Amă, unde vrei să ne faci? Rafa, Rafa, vino! Uite ce-am găsit! Uite, bombă de asta! Bă, cuclat! Crocodil, dar să le crocodil aici în apropiere. Bă! Rafa! Deci mie nu vine să cred că... deci ce ne nu... bă, deci... noi murim din cauza... bă, dar să... ajută-mă, dar să mai întrebi viață. Nu, dar să nu supraviețuim doar o zi. Nu supraviețuim doar o zi. Dă mâncare, te rog. Dă mâncare, că nu supraviețuim doar o zi. Dar să ieși și șarpe. Sunt de toate. Dar să-l dă mâncare, dar să pleacă, nu muri, prostule, nu muri. Dar să vine după mine, omule. Eu mă duc acasă, dar să le, că nu se poate. Deci avem nevoie de hrană. Asta mi se pare că se pot mânca, nu? Da, se poate mânca, perfect. Hai că am găsit de mâncare, dar să le. Sweet berries din acestea sunt bune. Ce faci, mă? Bă, nu pot să cred, omule, deci am rămas singur, mă, sunt fără Darusel aici, deci Darusel a rezistat o zi. Hai să vedem, dacă încolo sunt pe cont propriu, Darusel, din păcate, nu mai e chimă mare prost. Și eu ce trebuie să fac, mă, trebuie să fac o casă, bă, frate, bă, deci să vede că n-am cu cine supraviețui, mă, deci am nevoie de un om cu care să supraviețuiesc, dar Darusel nu e acela. Și vedem că pe aici sunt foarte, ok, nu vreau să mă dau în bătaie cu acest animal, dar eu trebuie să găsesc niște resurse, niște chestii și nu știu ce să găsesc, bă. Mă, domnule, doamne, iartă-mă, te aud, dar să le nu scap de tine nici în vis, doamne, borții nu vorbesc, omule, ce, tu unde ești? Sunt în tine! Ești în, doamne, dar să lasă-mă în pace, pleacă din capul meu, dar să le, du-te la viața ta normală, dar să le, du-te la viața ta normală și pe mine lasă-mă aici să trăiesc liniștit. Ok, pa! Măcar, dar, nu mai supor pe copilul ăsta, chiar, sincer, chiar mi-aș dori să rămân pe o insulă definitiv toată viața. Dacă să... Doamne, da, îmi doresc să rămân pe insulă toată viața. Ce nu e de spus? Okay, pa! Tu du-te acasă, că ai pierdut, dar să le gata. Dacă ești prost, ăla-i coala? Ai, tu gorilă, doamne. Cream și eu că e un animal mai pașnic ceva. Deci nu găsim nimic, absolut nimic. Și eu ce să fac, mă? Ce casă să-mi fac? Ok, deci vreau să mă apuc aici să fac o mini căsuță. Vreau să fac o... ok, acolo vreau să fac o casă. Gata, m-am decis, în partea aia. Vreau să fac o casă pe mare, să fie totul frumos, să stau la soare și să fie minunat. Dar mă cam împiedică gorila aceea. Trebuie să ajung repede acasă, trebuie să dorm, să mă pun în pat, să trecem la a doua
doua zi, pentru că înseamnă că o să am încă o zi în plus. Ce ți-e bine, măcar două zile să am și eu, că cu Dark Cell, vezi, Dark Cell din prima zi a murit. Mi se pare absolut incredibil. Încă o zi, mă, frate, ce bine, suntem la zi... De ce a rămas ziua 1? Pă, no, mi-a rămas o singură... Da, da, asta mi-a rămas mie o singură zi, că l-a respawnat pe ăsta, incredibil, mă, cum ai reușit, mă, să faci asta, mă, dar Sele, de fapt, cred că, nu, dar Sele, cred că rămâne doar o zi, pentru că tu ai murit și am pierdut totul, rămâne doar o zi, aia, asta... Păi, hai să zicem chiar a doua zi pentru mine, dar în nu se mai pune în calcul, o să mă ajute pe mine practic așa, că na. Da, dar Sele, am înțeles, hai, dar Sele, trebuie să avem mare grijă, tu trebuie să mă ajuți pe mine. Ce bar? Acolo cu barca, uite pe acolo, pe acolo mergem. Hai, uite un sat acolo, hai în sat, hai în sat, uite, ai dreptate, ai dreptate, hai în sat. Barca, bă, avem nevoie de barca. Dar se... Rafale, tu ești, stai, hai pe Rafale, ai 1v1, Rafale, 1v1, Rafale. Dar se... 1v1, ești mic, Rafale, gata, mă, Rafale, ești mort. Unde ai crafting-ul? Dar se... Aici. A, perfect, fă o barca, dai drumul la barca. Acum, stai să fac, Rafale. Așa, după o barcuță mică, bă. Hai, omule, dar se... Merge. Dar se, fă o barcă. Merge. Ce numeri dă-mă mie să fac? Ce lopată? Ce că lopată? Îi trebuie lopată la barcă, e incredibil așa ceva. Nu mai, mă, că eu mă duc așa direct. Ce să mai stau? Uite o gorila aici în apropiere, trebuie să am mare grijă. Mamă, nu, mamă, ăsta e pește de ăla. Sper să nu vină. Am făcut. Ok, bine, dar să le hai, dacă ai făcut, vine după mine, ajută-mă. Vino, hai. Vine acum, stai. Hai repede, dar să vezi că e gorila aia lângă tine, ai grijă. Hai, vino repede. Hai să facem aici treaba, că deja nu mai pot, bă, dar să le cu tine. Mi se pare absolut incredibil. Hai, hai, ia-mă și pe mine, ia-mă și pe mine. Stai, bă, stai, bă. Bă, stai, bă. Așteaptă. Hai, mă. Rechiu! Nu, Darcel! Darcel, ajutor! Nu, Darcel! Darcel! Nu! Am văzut pe internet ce trebuie să faci la rechin. Trebuie să te întorci cu fața la el și să-l apeși direct pe cap și să întoarce. Să duce în cealaltă parte. Băi, nu funcționează! Darcel! Darcel, ajutor! Darcel! 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 Da, am ajuns și acasă. Cine a supraviețuit? Bă, măcar am mândru că măcar am reușit eu să supraviețuiesc mai mult decât prostul ăsta. Dar cel care a supraviețuit o singură zi și eu două din vina lui, pentru că ce să crezi? De unde mi-ai făcut morosul ăsta? Pentru oare de ce? Pentru că Darcel mă lasă să mă omoare rechinul, mă, frate. Da, nu știu ce să mai zic, mă, fraților, cam atât a fost, din păcate, n-am putut să supraviețui mai mult, n-am avut cu cine. După ce că în prima rundă, gen, el a murit în prima zi, m-a sabotat și pe mine în a doua zi. Și uitați-vă la el. Unde nu vii, mă, la ce, da, unde m-ai chemat, da, că mă, da, mă, da, dar se, da, mă, gata, prostule, doamne, deci nu mai supăr, mă, pe ăsta, uita, ce faci, mă, ce faci, mă, te apuci de pilotaj, uitați-vă la dar se, uitați-vă la, ia, ce faci, prostul, ce faci, mă, așa? Uitați-vă cu cine am fost eu, cu cine am crezut eu că o să supraviețuiesc foarte multe zile pe insula aceea, foarte multe zile. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.